care consider că ți s-a făcut o nedreptate, da? Da. Telecom. Salutare, oameni buni! Eu sunt Daniel, alături de soția Andreea. Astăzi vorbim despre un abuz, ce ni s-a întâmplat nouă în 17 octombrie 2023. Vorbim despre acest abuz ca să vă ajutăm pe voi să nu cădeți în aceeași plasă a abuzurilor, a fraudei, a tacticilor înșelătoare pe care se pare că firmele de tehnologie le implementează tot mai mult ca să obțină bani de la noi. Coseam ceva și îmi sună telefonul, răspund la telefon. Bună ziua, suntem din partea companiei Telecom. Am dorit să vorbim cu beneficiarul abonamentului. Zic, nu e disponibil, dar soția lui. Despre ce e vorba? Păi avem o ofertă. Zic, nu, îmi pare rău, dar nu avem nevoie. Da, este vorba că puteți să vă reduceți costul la abonament și puteți să plătiți doar 75 de lei pe cele două abonamente. Momentan noi avem două numere pe același abonament și ei ne propuneau la o valoare contractuală lunară de aproximativ 110 lei și el ne-a propus. Păi reducem, dar asta înseamnă că veți mai primi un al treilea abonament. Am spus nu, nu sunt interesată, știind eu anumite detalii. Zice, dar vă trimitem numărul de telefon al treilea abonament, vi-l dăm gratuit. Stau eu câteva secunde și mă gândesc, cum îmi face el abonament gratuit? Zic, nu, nu sunt interesată. Eventual sunați pe celălalt număr, numărul lui Daniel, și vorbiți cu dânsul. Și atât au fost tot. La care îl sună pe... La care mă sună pe mine și îmi spune că... Da, revenim un pic. Că noi avem două numere de telefon și umblam, căutam deja, pentru că ne expirase perioada contractuală de 2 ani ce o aveam deja și cumva eram în prelungirea de contractului cu o valoare contractuală ridicată, dat fiind faptul că eu am cumpărat și un telefon recent, acum 2 ani. Acest telefon avion pe care unii dintre voi a zis că țăranul cu avionul în buzunar. Așa. Și... n-am găsit oferte suficient de bune, adică practic ei îți dau un telefon dacă mergi să-ți renuiești contractul și te umflă la contract că tu plătești telefonul ăla aproape dublu în 2 ani de zile. Și atunci noi eram deja dezinteresați de orice ofertă de la Telecom România. Dar nici nu vroiam să prelungim cumva contractul, am zis lasă-l așa că îmi vedea noi ce-am mai fi. Exact, eu de... cel puțin 4 ani mă gândesc să mă portez la altă companie, însă trebuie să căutăm bine și n-am avut media asta, nici nu mă interesa neapărat să mă portez la altă companie. Am zis, sunt la Telecom din 2007, imediat de aproape 20 de ani. Cosmote. De când era Cosmote și ce-o mai fost după aia, așa. Așa. Și mă sună operatorul pe mine, eu chiar eram la volan și îmi spune, am vorbit cu soția dumneavoastră și putem să vă facem o ofertă prin care să vă reducem costul abonamentului de la 110 cât îl plătim noi acum în fiecare lună pe două numere de telefon la 75 de euro, dar asta ar însemna... 75 de lei, dar asta ar însemna să vă mai adăugăm încă un număr de telefon. Zic, ok, dar eu nu vreau să am... niciun fel de perioadă contractuală și nu vreau să am o prelungire a contractului. Mă brează, mulțumesc. La care eu i-am răspuns, bun, dar eu nu vreau să-mi prelungesc contractul sau să am alt contract sau costuri suplimentare. Zice, nu, 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 nicio problemă. Și eu fiind la telefon, da, zic, da, ok, no, ok. Ca să vedeți ce înseamnă convorbire telefonică cu un operator din ăsta care îți face oferte. Și veți afla ulterior, spre finalul acestui video, ce o pățit mama lui Andreea, ceva similar, în care a încărcat-o cu vreo 500 de euro. Nu per total, mai. 500 de euro în 2 ani va plăti ea cu cât a încărcat-o pe ea suplimentar. Dar asta mai spre final, să lămurim problema la care suntem acum. Fiind la volan și fără prea mare atenție la ce îmi zicea, el a să oferim așa mai ieftin, bun, vreau să-mi reduceți costul abonamentului. După ce am închis cu respectivul operator, o sun pe Andreea și zic, te-a sunat operatorul? Da, îmi zice, m-a sunat, dar eu l-am respins și nu sunt interesat. Practic, el îmi spusese mie că Andreea ar fi vrut, dar avea nevoie de confirmarea mea. Deci operatorul Telecom l-a sunat pe el și i-a spus așa, am vorbit cu soția dumneavoastră și am înțeles că ați fi interesat de prelungirea contractului. Exact. Când eu la telefon i-am spus, nu, nu sunt interesată, nu suntem interesați. Eventual, sunați-l pe Daniel Lengel.
Așa. Pentru că ei nu pot face operațiuni dacă contractul inițial era pe mine, tot eu trebuie să confirm orice modificare ale contractului. Și sunând în felul ăsta, că îmi reduce și costul la abonament și mai adaugă un număr, zic cu numărul ăla, vedea eu ce-i face, că chiar mi-au zis, dacă aveți un număr cu dual SIM, puteți să-l băgați acolo, să-l folosiți. Mă gândeam, păi mă mai sună, aș putea să-l pun pe YouTube, mai sunt de ăștia care mă sună, urmăritori, care ar vrea să-mi adreseze câte o întrebare, zic să fie un număr separat, nu cel număr personal, care l-am personal, de care îl știe lumea de 15-20 de ani imediat. Bun, și zic, sigur, trimiteți încă un număr, vă vom trimite, așa mai departe, n-o zic bine, și am închis. După ce am vorbit cu Andreea și mi-a spus care e situația, eu eram tocmai în centru orașului și mă prezint într-un... Bine. Și la 200 de metri mă prezint într-un punct T-Mobile. Mă duc acolo și spun, domnule, uite care e situația, vreau să văd ce operațiuni s-au făcut în contul meu. Le-am dat numărul de telefon și îmi spune, păi vi s-a adăugat un contract nou cu număr de, nu știu care, încă un număr nou cu contract pe 2 ani. Când aud, zic, ce domnule, cum adică... Zic, cum adică pe 2 ani? Că am vorbit la telefon ceva și văd că se întâmplă altceva. Ca norocul că mi-a zis Andreea și mi s-au alertat toate beculețele și am investigat situația. Păi zice, nu, că acum, recent, în câteva minute, au fost în decurs de 20 de minute. S-a operat, zice, această modificare cu confirmarea dumneavoastră la telefon. No. Într-adevăr, se transformase abonamentele noastre, amândouă s-au transferat la 5 euro pe lună, adică 10 în total, și mai apăruse un număr cu 7 euro pe lună. Dar pentru mine era clar că nu mai vreau să fiu legat de un contract lunar. Pentru noi ne trebuia doar o cartelă, pur și simplu, prepay, fără nicio obligațiune, fără niciun fel de abonament, doar o cartelă, atât. Și respectivul operator, respectivul operator m-a încălțat pe mie cu încă un contract, cu un alt număr, pe 2 ani de zile. Momentul în care eu m-am alertat, de fapt, înainte să o sun pe Andreea, era faptul că m-a bombardat cu 4-5 mesaje de la serviciul client Telecom, care spunea așa: conform opțiunii tale, vei fi notificat la atingerea unui cost adițional de 50 de euro fără TVA, opțiunea se aplică tuturor contractelor. Hopa, stai bă, mi-o trimis de asta de vă 4 ori. L-am tot sunat pe ăla înapoi de vă 3 ori, nu mi-a răspuns. Și zic, domnule, care e treaba cu costul suplimentar și cu reglementare, cu nu știu ce? Nu contează numărul. Ba, contează, cum să nu? Deci, operatorul care m-a sunat a fost de pe numărul 0765-232-745, dar asta e irelevant. Noi astăzi vorbim despre o practică care pare să fie la o scară mai mare de practici înșelătoare, fals în declarații și eu mai știu eu ce înșelătorie la drumul mare și ce fac ei. Da? Problema asta este că vă sună, vi se spune ceva și vă încalță prin contract cu altceva. În momentul în care spuneți da la ceva prin telefon, de cele mai multe ori e o confirmare electronică și asta te leagă deja printr-un contract. Da, eu când am vorbit, sunasem pentru alte probleme și am vorbit cu un operator Telecom și m-a întrebat, sunteți beneficiarul abonamentului? Zic, nu, sunt soția lui, îmi pare rău, nu vă pot rezolva problema. De ce? Zic, de ce nu puteți? Sunt soția lui. Cum am zis mai devreme, nu, titularul contractului sunt eu. Nu, trebuie să vorbesc doar cu titularul contractului. Bine, zic, vi-l dau pe titularul contractului. Câte întrebări ți-au pus ca să afle dacă tu ești titularul contractului? Vreo 3. Mai multe. Că mi-au pus ăștia acum. Câți ani aveți, numele, ultimele 3 cifre din CNP sau nu știu ce. Da, data deci, nașterii, anul, că și acum m-am întrebat. În fine, dar ajungem și la asta. Deci cu operatorul ăsta de la telefon te-a întrebat? Prima acum dată? Nu. Acum nu, stai că-ți spun. Asta e, deci tu ai făcut un contract cu omul ăla, da? Verbal, așa. Verbal, și el nici nu știe dacă tu ai fost la telefon. Exact. Putea să răspundă copilul meu de 8 ani sau de 10 ani și să zică, da, eu sunt, ce doriți? Să mă încarce cu un contract cu 500 de euro pe lună. Știi? Da. Teoretic. Am investigat, am aflat că m-am încălțat cu un contract cu 7 euro pe lună pe 2 ani de zile. Lucru care nu vreau să-l mai fac, să mai plătesc încă 2 ani, să mă ducă, dacă vreau să rezilierez contractul sau nu, cu clauză contractuală de penalități, de reziliere și așa mai departe. E o absurditate, o prostie. Automat mi s-a aprins toate biculețele, toate luminițele și îi spun la doamna, ce se întâmplă, nu știu ce, și dânsa îmi spune, doamna de acolo zice, să știți că recent am mai avut treburi de astea și zice, de ce nu veniți în direct magazin, în magazin, ca să rezolvați o astfel de problemă? Fizic. Și zic, doamne, eu de obicei asta fac, că făcusem asta acolo înainte. Însă, zic, m-a sunat ăsta, mi-a bombardat acolo cu idei, cu răzvelile lui
Și, da, domnule, de ce nu dacă îmi face o ofertă bună? Aveți grijă la ofertele bune, bune. Sau prea bune, pentru că astea sunt periculoase. Dar dacă veți urmări acest video până la final, veți vedea și cum ieși din aceste situații complicate în care ne putem găsi, iată, în secolul 21, în care e la mare căutare și la mare modă să te păcălească lumea la telefon. Și zic, mie mi se pare extrem de ciudat ca cineva din compania Telecom să aibă numărul meu, să mă sune, să-mi facă o ofertă, să mă păcălească și la final să mă trezesc, eu știu, o lună, două mai târziu, că primesc facturi mult mai mari decât m-am așteptat, doar pentru că m-a dus el cu zahărelul. Da, că, da, trebuie să fiți atenți, că nu știu ce zicea. Da, doamnă, am înțeles, bun. Dar totuși cineva din compania voastră, sau mai mult, sau asta e o practică generalizată, cu asta se ocupă, să păcălească oamenii, zic. Și asta nu se poate, nu, eu nu accept, eu de-aia am venit aici, zic. Și foarte interesant de înțeles, e ceva cu care noi ne obișnuiserăm deja. Adică, când trebuie să sun la relații cu clienți într-o companie mare, formezi numărul lor de relații cu clienții și aștepți la telefon până te plictisești. Însă, doamna asta de la punctul ăsta de lucru, zice, dați-mi numărul, că sună de pe numărul dumneavoastră și formați relații cu clienți și vă butonez eu acolo, mi-o introdus ea în meniu, ales ea ce trebuia de ales, ca să mă bage pe linia cu un operator care să-mi poată rezolva problema. Da? Ceea ce a fost un ajutor, însă e păcat că nu știm noi, clienții, când avem o problemă, noi de ce nu știm numărul ăla? Că eu intru pe 1, 2, 3, 4 și sun și aștept și nu ascult robotul ăla care vorbește toate operațiunile la rând și nici nu știi pe care să o apuci. Dar ca și client ar trebui să ți se spună, când ai o problemă de competența unui operator care să-ți rezolve o problemă, sui la numărul 1, 2, 3, 4 și apeși codul 10, 3, 5, 7, 2. Dar nu știm asta și urmărim așa, umblăm, orbecăind prin întuneric, chinuindu-ne cu fraude de genul ăsta. Bun, mi-a format doamna numărul ăsta și în 30 de secunde mi-a răspuns operatorul. Foarte ciudat. Și încep cu celălalt. Domnule, m-am prezentat, mi-a pus 3 întrebări de securitate ca să se asigure că sunt eu și zic, domnule, care e treaba? Uite, mi s-a făcut o ofertă înșelătoare, zic, care una mi s-a spus la telefon și descoper că asta este în sistemul vostru. Nu, zice, stați că verificăm, nu știu ce, da, într-adevăr, vi s-a adăugat un număr, uite, acum, dar eu înainte să vorbesc cu el și înainte să intru în punctul de lucru, l-am mai sunat pe asta dată și am zis, domnule, eu renunț la orice ofertă mi-ai făcut, tu nu mă interesează. Deci ai dat de el? Da. L-am sunat după 3 încercări, mi-a răspuns, cred că a 3 oră, și i-am spus, domnule, nu mă interesează ce ofertă mi-ai făcut, eu eram la volan, n-am fost atent la ce ai zis, nu mă mai interesează oferta ta, te rog să o anulezi și să mă duci la starea inițială în care eram acum jumătate de oră. Când am intrat la ghișeu, dar la punctul... Dar ce-o zis ăla? Da, zice, bine, lasă că modificăm și rezolvăm și nicio problemă. Intru la ghișeu și o întreb pe doamnă, s-a operat mișcarea? Zice, nu. 5 minute mai târziu. Și acum vorbeam cu domnul ăsta la telefon și zic, domnule, alt domn, alt operator format prin numărul de serviciu cu clienții, relații cu clienții, și a început omul să vadă ce e acolo. Zic, domnule, s-a operat în numele meu ceva informații înșelătoare, vreau să văd ce s-a întâmplat și vreau să le readuc la starea de acum 30-40 de minute în urmă. Că zic, m-am lămurit că ceva nu-i bine și renunț la toate poveștile. Dar zic, am vorbit cu operatorul de mai devreme și l-am solicitat să-mi anuleze operațiunea. Zic, s-a anulat operațiunea. Se uită el și zice, nu, nu s-a anulat. Zice, domnul, da, să știți că acum, în timp ce povestim noi convorbirea aceasta, zice, s-a operat în sistem și zice, vi s-a redus. Al treilea număr adăugat, de la valoarea de 7 euro pe lună, vi s-a redus la 5 euro pe lună. Zic, nicio problemă, dar eu nu asta am cerut, zic. Mie trebuie să mi se anuleze, eu să revin la situația anterioară, să am facilitățile pe care le aveam înainte, liber de contract și fără niciun număr în plus. Nu, lasă că rezolvă el, zice, și că va face și se va solicita și va cere și o să rezolve problema. Dar zic că deja mă enervasem. Zic, domnule, acum dumneata nu te cunosc, nu știu cum te cheamă. Zic, dar mă trezesc că eu primesc vreo confirmare că operațiunea asta ce mi-ai spus-o dumneata se înregistrează în telefon.
Și am primit până la urmă confirmare la vreo o oră după ce am ajuns acasă. Cu ultimul operator. Și îmi spune că te informăm că cererea ta de migrare la cartera preplătită a fost planificată pentru data de 17 octombrie, adică astăzi. Deci e practic... La care? La al treilea număr? La al treilea număr ăla mi-l trece pe Pripei. Da. Bun, și dar urmează... tu n-ai oricum niciun număr, nu-ți trimite niciun număr, presupun. Nu știu, zicea că mi-l trimite primul operator, a zis că îmi va trimite un număr prin poștă și o să-l primesc și prostii de astea. Bun. Situația care e? Noi suntem de la țară și avem domiciliul la țară, dar din discuția cu al treilea operator, al doilea operator telefonic, ăsta ultimul de care vă zic acum, l-am întrebat, domnule, cum se poate un astfel de abuz? Cine mă sună, de unde mă sună, cine are numărul meu? Să-mi dați numărul de identificare a aceluia care m-a apelat pentru prima dată, zic, mie îmi dați un număr de identificare, îmi dați un număr, că zic, sigur, ca acel contract să fie valid. Înregistrarea ce a avut el cu mine când vorbirea trebuie să fie înregistrată, da, undeva, trebuie să fie care confirmă că eu am zis da, conducând. Bun, și... îmi zice, nu vă putem da astfel de date, că zice cineva din roșiori care... Cum să nu poate să-ți dea astfel păi de date? Nu poate, că... Cum să-ți trimită înregistrarea cu ce ai vorbit cu el? Probabil, dacă mă duc și le fac plângere penală sau fac cerere scrisă nu știu unde și reclamație pe internet sau mai știu eu ce trebuie făcut, dar noi în prima că fază... Că tu e clar, deci e clar, i-ai zis, nu-mi trebuie al treilea abonament, da? Sau nu? Nu-mi trebuie abonament deloc, i-am zis așa, dar dacă se poate, dacă aveți posibilitatea să-mi reduce costul abonamentului actual și să-mi care dați de fapt oricum nu era abonament, că noi n-aveam contract cu ei, nu era un abonament. Păi noi nu mai aveam contract cu ei, noi aveam valoarea de nu știu câți euro pe lună și probabil încă plăteam rata de la telefonul pe care noi l-am primit acum 2 ani. Nu, că aia s-a terminat acum 6 luni, că știu că am verificat. Ok. Oricum, toată treaba, oameni tineri și bătrâni, scopul acestui video este să vă feriți de practici înșelătoare. Noi am pățit-o cu Telecom, dar se poate întâmpla cu oricine te sună să-ți facă o ofertă. Că el m-a sunat primul, nici nu s-a prezentat că e de la Telecom. O zis doar că e un operator, nu știu. Operator Telecom și că a vorbit cu soția și că el poate să-mi facă nu știu ce ofertă la telefon. Și ne-a aflu bun. Astfel că cineva din roșiorii de vede, se uită în sistemul lor și vede că Xulescu Daniel Lengel dintr-un sat din Maramureș nu și-a actualizat contractul, nu și-a prelungit contractul de 6 luni. Și atunci el zice, hopa, stai că îl încalți-o pe ăsta cu ceva. Și el era un angajat de la ghișeu din roșiorii de vede, de la un punct de lucru. El se uită acolo și vede, poate îi vede pe 50.000. Hai că le-au pe ăsta. Și să nu credeți că ăștia fac asta numai așa din bunăvoința inimilor, ci probabil au comisioane și bonusuri pe fiecare contract sau prelungire de contract pe care, care eu semnează. Fac. Da, sigur, sigur. Bun, și tocmai de asta ziceam eu și am spus la telefon, nu sunt interesată pentru că mami exact același lucru l-a pățit. Ea având un abonament, i-a expirat. O sunat-o de la Telecom, operatorul, și a spus așa, vă putem face o ofertă foarte bună, cu un telefon, cu nu știu câte gigabytes, cu nu știu câte faia ai, câte... O, oh, super, zice mami, nu, îl vreau. Bun, dar pentru asta trebuie să vă facem al doilea... Să mai aduceți un număr în rețea. Da, să aduceți un număr în rețea. Zice, păi nu am cum să aduc. Bine, atunci nu-i nicio problemă, vă trimitem telefonul. I-a venit telefonul prin poștă, o semnat pentru telefon, când o deschis telefonul, un abonament, un da, al doilea un pic, abonament. Da, stai un pic, am întrebat-o pe mămica ta când am vorbit cu ea. Acum? Da, că eu am povestit cu ea și după ce am vorbit cu tine am vorbit cu ea. Și am zis, că mi-a zis, apoi că ce-am pățit eu. Bă, zic, de ce nu mi-ai explicat foarte clar, că eu uitasem de povestea ei. Sau nu mi-a zis, sau așa. Și zice că la momentul când i-a venit telefonul, i-a dat la curierul, i-a dat și contractul să-l semneze. Da, i-a semnat și contractul fără să observe. Da, pentru că era în pachet. Cartela cu abonamentul era în pachet și ea nu s-a uitat pe contract. Asta e, citiți contractele. Ea a știut că vine telefonul. Ea s-a uitat numai pe telefon. Ăsta a crezut că e fișa aia de primire, de nu știu ce. O semnat-o și ăla s-a dus. S-a dus cu contractul pe care ea l-a semnat. Sigur că da. Și în momentul de față, soacră mea, de la un abonament de cât 40-50 de lei pe lună. Da, plătește 100 și acum ceva. Acum plătește 140 de lei pe lună. Plătește și abonamentul ei, plătește și al doilea abonament pe care nu îl trebuia și plătește și rata la telefonul pe care nu îl trebuia. Da? Și plătește 140 de lei pe lună, da, care aduna la 24 de luni în jur la 500 de euro în plus. Da.
Ai văzut? Deci nu vă mai lăsați prostiți. Ei vă zic că, păi, vă trimitem o super ofertă, avem un telefon foarte bun, avem nu știu ce, avem... Și zice așa, că asta au zis, vă trimitem, că la mine operatorul ăla care m-a sunat prima dată, au zis așa, vă trimitem un număr de telefon gratuit. Ce înseamnă gratuit? Gratuit că nu-l cumperi numărul de telefon. Că tu când mergi la un magazin cu numere de telefon și cu credit pentru telefon, trebuie să-l plătești, 25 de lei sau cât îi. El a zis așa, vă trimitem gratuit, dar nu că e gratuit pe următorii 2 ani. Nu, doar pur și simplu carteluța aia care tu-ți trimite e gratuită. Și tu plătești după abonamentul pentru carteluța aia, știi? Deci asta se cheamă practici înșelătoare, asta e fals în declarații și el îți zice e gratuit, dar de fapt... Bun. Și acum, că pe când m-am înfierbântat eu cu ultimul operator la care comunicam, îi zic așa, domnule, mie să-mi dați numărul de identificare a primului operator care m-a sunat și m-a încălțat cu porcăria asta, zic, ca să știu pe cine reclam, cui fac plângere penală sau ce fel de plângere trebuie să-i fac, ca să nu se mai întâmple treburi de astea, că eu sigur nu numai la mine ați încercat, ați făcut treaba asta. Nu zice că nicio problemă, că rezolvăm noi problema, numărul respectiv nu vi-l putem da, așa și mai departe. Dar zic, numărul am eu, nu-i problemă. Dar că am aflat de la operatoarea de la ghișeu, zice numărul ăla pe care l-ai dumneata sau cine a făcut apelul telefonic, e o doamnă. Zic, nu e o doamnă, că e un domn, doar m-a sunat domn și cu domn am vorbit înapoi. Primul număr. 0765232745. Dar nu-i numai ăsta, nu trebuie să memorați numărul ăsta în telefon cu, sub numele de fraudă. Auzi, că-s alții. Ce să se suni acum să vezi ce zice? Să-i vând o pere de papuci folosiți, roși de câine. Nu, să întrebi. Domnule, ai rezolvat? Întreabă. Bună ziua, mi-ați făcut un așa, vă rog să-mi spuneți care e statusul. Da. Și... Ca și o concluzie, dacă nu răspunde ăsta, în 14 zile aveți dreptul să reziliați orice fel de contract în România. Folosiți-vă de această portiță și apărați-vă drepturile. Nu zic să sunim fiecare noapte la ora 12 să-l sungi. Cred că zic că în baia mare aș vrea să mă întâlnesc cu el. Să-l sun de pe-a meu. Da, crezi că mai răspunde ăsta la telefon? A văzut el că am făcut reclamații. A trecut deja o oră jumate de atunci. Probabil doar încercând să opereze în ăsta, deja i s-au prins beculețele. Probabil un număr de firmă de pe care doar se sună, nu se primesc apeluri. Deci o mizerie din asta ordinară, cum încep să fie tot mai multe în țara asta, pentru că companiile, ca să poată să producă profituri pentru acționari, trebuie să crească în fiecare an. Știi treaba asta? Da, sigur. Ca să poți să ai profit, acționarii ăia, vai de mine cât au crescut acțiunile. Dacă încep să scadă acțiunile, unii se panichează și vând. Și iară mai scad acțiunile, da? Și ca să mergi pe... Ca să fie întotdeauna în creștere, ca să mergi pe ascendență, tu trebuie să ai creștere în fiecare an. Și acum îți bagă pe gât încă un număr în plus. Și cum e mămică ta, Beata, are al doilea număr pe care îl ține. Ea nu s-o certa cu nimeni, ea nu s-o dus, asta e, am semnat, Da. Că ea s-o dat seama 3 luni mai târziu. Da. Bine, că ea până la urmă da cadou telefonul ăla la nepoț și e, n-are treabă, ea nu se plânge. Mi-a povestit mie situația când am pățit și noi ceva asemănător. Deci nu trebuie să fii, nu-i vorba de ea că se plânge sau nu. E vorba de un abuz cras și o tâmpenie ordinară care firma Telecom, ca să facă bani, că ea vinde eu telefoane, vinde cel mai mult contracte telefonice și ce interesează pe ei că tu ai două numere, că numai la un număr vorbești și la limitat cât vrei tu și cât ai chef, da? Că acum tot e ăsta. Înțelegi în ce mizerie suntem? Da. 2023, anul libertății și a democrației și a apogeului economic și creșterii economice pe astfel de falsuri. Dacă aveți acțiuni la Telecom România, vingheți-le, nu vi se merită să le păstrați, pentru că sunt... Cred că ne portăm și noi după faza asta. Da. Deși nu mai avem... Nu, la alte companii nu este semnal, numai la Telecom aici, în zona noastră, și de-aia nu ne-am portat până acum. E sigură că la Vodafone și la Orange nu se este?
cu la Vodafone. Digi știu că nu Vodafone este. Nici vorbă, sunt mai groaznici. Orange nici atâta. Digi dacă vrei să ai ceva de a face la cu ei, dar asta e, la Digi iarăși. Nu ai semnal. Că... Vodafone și Orange sunt mai rău decât ăștia. Bun. S-ar putea să rămânem tot la Telecom, dar Telecom e o mizerie și pentru asta, pentru treaba asta, merită să se știe și alții să știe că Telecom România face astfel de mizerii. Și nu s-ar numai putea, e, că exact așa încurajăm, fac și celelalte companii. Îi încurajăm să-și corecteze comportamentul, da? Oricum, îi pare să fie un trend din ăsta. Și pe cei de la Digi, dacă lucrați la Digi sau ceva, faceți cumva și faceți semnal și pe zona noastră, că chiar de așteptăm. Acolo e releu. Cum intrăm noi, acolo e releu pe deal. Și de acolo până aici e deal și distanță mare și de fileu și mai știu ce, în fin. Na, închide acum că e deastul. Oameni buni, ăsta e video de astăzi. Sperăm că ați reținut ceva și v-a fost de folos aceste informații. Sperăm că v-am deschis ochii ca să nu cădeți voi înșivă pradă acestor practici înșelătoare și înșelăciuni. Feriți-vă de hoți și de tâlhari. Și dacă aveți acțiuni la Telecom, vindeți-le, pentru că se pare că compania Telecom, i-am și zis ultimul operator, zic, domnule, atâta de flămâni sunteți că trebuie să încălțați oameni cu al treilea număr și al treilea contract doar ca să vă mai creșteți voi marja de piață sau să vă mai crească voi un pic acțiunea sau ce se întâmplă acolo, profitul, cam asta e. Oamenii sunt disperați după bani și uite că ar face orice, chiar și lucruri ilegale, ca să vă încalțe cu costuri suplimentare, pe care dacă au trecut cele 14 zile în care ai dreptul să reziliezi orice contract și orice înțelegere, dacă n-ai reziliat, tot te trezești că plătești 2 ani de zile, cum plătește scumpa de soacră mea, scumpă și dragă, cel puțin de 3 ori valoarea pe care o plăteai inițial. Dar deschideți-vă ochii, nu mai acceptați oferte și contracte prin telefon și feriți-vă de înșelători și de practicile înșelătoare. Vă salutăm și ne vedem data viitoare.